Calderon București. Astralis lansează astăzi o carte scrisă de studenta Teodora Constantinescu, carte intitulată Teatru plus muzică egal poveste, și o altă carte intitulată Admirabel, o carte de poezie scrisă de unul dintre profesorii Teodorei Constantinescu, rectorul universitar, doctor în muzică, poetul Daniel Pralea Blaga. Mai mult decât atât, în cartea Teodorei, autoarea, de fapt, ce face? Povestește despre cum s-a realizat spectacolul Motanul Încărțat, care a fost jucat pe scena Ateneului Român, iar acest spectacol a fost regizat de nimeni altul decât regizorul Daniel Pralea Blaga. Astfel aș putea să spun că asistam la o întâlnire, student-profesor, pe marea scenă a literaturii. Iar noi suntem aici astăzi pentru a-i sprijini, pentru a fi alături de ei și a ne bucura de realizările lor. Evenimentul de astăzi este împărțit în două părți. Prima dată vom lansa cele două volume, iar apoi ne vom încerca în compania unor artiști deosebiți, studenți, masteranți, absolvenți ai Universității Naționale de Muzică din București, care vor avea aici, la Calderon, un recital de canto. Majoritatea dintre acestea fac parte din distribuția spectacolului Motanul Încălțat. Iar eu despre cărți nu vă voi vorbi, pentru că sunt destui invitați speciali, deosebiți, care vor face. Vreau să vă spun doar că, exceptând partea creativă a celor două volume, partea creativă care revine exclusivitatea autorilor, cele două volume sunt rodul muncii unor echipe. Iar aceste echipe au fost trecute în primele pagini ale cărții, pentru că acolo sunt, în cărți o să vedeți, este vorba de foarte multe ilustrații, este vorba de un DVD care cuprinde spectacolul Motanul Încălțat și foarte multă muncă. Fără această muncă nu se puteau realiza cele două volume, care recunosc că sunt unde de ele, pentru că am realizat și partea ilustrativă colorată a acestora. Astăzi avem câțiva invitați deosebiți, sunt critici literari, scriitori, dar și cadre didactice, doctori în diferite domenii. Și, ca atare, vor prezenta cele două cărți. Prima dată o să invit pe poeta și prozatoarea Luisa Zaharia, care a fost prima după mine. Eu întotdeauna citesc prima toate manuscrisele, care a citit manuscrisul Admirabel și a efectuat corecturile. Recunosc că nu a fost foarte greu, pentru că Daniel Pralea scrie deosebit, cu multă grijă, așadar nu a fost mult de corectat. După câte Luminița n-am putut să... Am spus adevărul, asta așa sunt eu sincer, aș fi putut să spun că a fost foarte greu de corectat, dar nu. În schimb, Luminița au plăcut foarte mult poeziile, așadar pentru că ea este alături de mine la editură și întotdeauna citește volumele, mai ales de poezie, al editurii, o invit pe ea să ne spune câteva cuvinte despre ambele cărți. Te ascultăm în urmă.